Revenim! Ne mai puteți da? Acum că acum am înțeles, prima dată nu am înțeles ce sunt, ce ați vrut să spuneți prin trei... De ce e divizit la trei, la cinci, la șapte? Dar vedeam că e care, ca exercițiul ăla. Nu înțelegeai legătura. Ce rost are treaba asta? Da. Acum ai înțeles de ce? Da. Vezi, în mai practică, lucrând concret, ne dăm seama. Ne mai puteți da? Sigur că da. Yeah. Deci, zicem, 3 pe 8 minus 5 pe 14 plus 7 supra 36 egal cu. Cel care îmi găsește cel mai mic număr care se împarte exact și la 8, și la 14, și la 36, promit să-l felicit în fața camerei. Deci să se împarte exact și la 36, și la 14, și la 8. L-am găsit? Da. Da. Eu simt. Da. Scurează starea de... Îți creează stare de stres, în loc să te gândești, vezi, face, îți creează un moment de complex din inferioritate. L-ai găsit? Da. Da, s-a grăbit. Nu l-a găsit. Nu l-a găsit. Nu l-a găsit. Aia? Nu, tu, tu nu. Așa. Da, ne-i spus că vi-l spun. Păi nu! El să fie cel mai mic număr care se împarte și la 8, și la 14, și la 36. Dar noi, nu, atenție! Mai noi, atenție, te spun ce ai spus tu. Ce că 2 este. Păi ce, 2 se împarte la 8? 2 se împarte la 14? Nu! Nu! Deci el trebuie să fie mai mare decât 36, decât 14. El să se împarte la 8, exact, la 14, la 36. Deci trebuie să fie un multiplu și de 36. Da? Să fie multiplu de 36, de 14 și de 8. Dar cel mai mic număr care să facă asta? Am o soluție. Vreau să văd dacă e. Se împarte exact și la 8, și la 14, și la 36. Voi ce credeți? Eu știu numărul ăla? Da. Nu știu. Nu. Nu? Trebuie să muncesc ca să-l afli. Cred că e un număr de ori de 100 știu. De ori. Da, și eu am un număr aici. Da? Capul sus, Miami. Ați găsit? Da?
Nu le spuneți, da? Nu. Dar l-ați gătit? Acum, acum procesez. Procesăm gătele. Și dacă îl găsim, ce se întâmplă? Ieșim la, la, aici, la tablă, faci și felicitări. Okay. Plinem, plinem felicitări. Iupi! Se împarte la două numere. La două numere? La două numere deja am găsit. Da? Da, s-a dus bine. E o idee bună. Eu se împarte la altă ele. Se împarte la altă ele. E prima dată. Deci ar fi ideea asta să mulțiți două din ele și să vedeți dacă se împarte la altă ele. Că dacă mulțiți două dintre ele, la ele două sunt parte, nu? Că e rezultatul mulțirii. Deci dacă mulțiți pe astea două, sunt parte rezultatul și la unul și la celălalt. E firește. E firește să întâmple asta. Și mă mai întrebați dacă sunt parte la asta. Dacă se împarte. Dacă se împarte. E un număr care e cam 4-500, așa. Că l-am găsit. 500 și ceva trebuie să fie. Da? Așa mă gândesc. L-ați găsit? Da, trebuie să spun. Așa. Mi-am găsit ceva mai mic. Ceva mai mic? Deci, mulțiți două dintre ele, ca să fiți sigur că se împarte la cele două, și până întrebați dacă ăla se împarte și la al treilea. Sunt mulțim, de exemplu, 14 cu 36, dacă l-ați înmulțit, 14 cu 36, vă dă un număr. Da. Ăla se împarte sigur și la 14 și la 36? Păi cum? Dacă zic 2 da. Ori 3 e egal cu 6, nu înseamnă că 6 se împarte și la 2 și la 3? Da. E cuantata, știi? E clar că asta e. Da, e limpede. Și dacă se împarte rezultatul la 8, ăla e cel mai mic număr. Într-o anumită situație poate să fie nici cel mai mic număr tot timpul, da? Trebuie să găsim noi un secret de asta, o șmecherie. Am găsit o chestie, dar sper să fie bună. Hai să vedem. Acum. Dă bătăi de cap. Ah, nu merge. Și eu m-am chinuit de ceaba. Am făcut cu... Parcă ar plânge.
Aia e fără 14 cu 36. Eu știu ceva. Nu trebuie să fii 14 cu 36. Da, că el se împarte și pe urmă, rezultatul și la 14 și la 36, nu? Și mai interesant să facă... Stai, am găsit numărul. Ți-a spus poful 4? Nu! 14 și 36? Nu, am găsit altceva. Ia vezi. Te așa speri. Sper să nu fie. Eu sper, da, mi-a dat, gata. Mulți este 14 cu 36. L-ai găsit? L-am găsit. Ok, acum să văd. Poți să spun care e? Nu, nu te făcut. Nu? Vădă, l-am făcut. Cât e? 504? 4. 504, da? Da. De unde? Dar cum ai făcut? Îl fac. Îl fac a tău. Hai. Am găsit cu 36, ca să ne dea cu 0 la sfârșit. Dar de ce cu 0? Ce ca ai vreunul? Ca să fie puțin mai ușor. Dar e cu 1 cu 0? Păi nu are rost. Și aici 3, dar de ce mă și aici 3? Stați. Prima dată am făcut... A, nu, am văzut o chestie. Prima dată am văzut o chestie că 14 minus 8 face 6 și 36 minus 14 face 12. Adică 6 ori 2. Nu îți pleacă acolo. Tu trebuie să gândești la un număr care să se împarte exact la toate. Iată, zice, 63, 36 și 14. Care e numărul ăla, mă, care l-ai găsit? 504. Dar cum l-ai găsit pe 504? Păi am înmulțit astea două și mi-a dat 504. A, m-a spus popul, deci s-a luat după dumneavoastră. Apoi am făcut 504, pe 504 l-am împărțit la 8 ca să văd dacă se poate împărți și mi-a dat 63. Că la cei doi erai sigur că da. Dar dumneavoastră da. Ați spus. Am sugerat eu de ce. Da, așa putem și eu, numai că am avut altă soluție. Dar tu te-ai gândit la altceva. Da. Ai fost încrezătoare în ideea mea. Și de aceea ai încercat altceva. Ok. Da? Tu încercai acolo diferențe, nu știu ce, aveai tu alt plan. Da? Nu trebuie să... trebuie să avem clar în minte obiectivul. Noi căutăm pe acel număr care să se împarte exact și la 8, și la 14, și la 36. Dacă îl întoarcem, îl vezi pe 63, ne dă 36, cum ne dă acolo. Adică 63... Așa, 63. Așa, așa, dacă schimbăm ordinea cifrelor, da? Da, da. Deci, 3 ori 3, 9. 3 ori 6, 18. Nu mai puteți da acum. Dar de ce n-am făcut 8 ori 14 sau? Da, aveam 8 ori 14, aveam siguranța că se împarte la 8 și la 14, dar nu mai aveam la 36. Tu făceai chestia asta, adică de eu? Trebuie numerele mai mari? Nu. Îți dădea un număr. Da. Și urma să-l probezi dacă se împarte la 36 și constatai că nu. Și atunci mulțeai pe ele alte două și vedeai dacă se împarte la 36, la 8. Deci puteai să alegi oricare două. Dar nu totdeauna merge. Trebuie să, dacă viu și cu un alt contraexemplu, să vă... acum aș vrea să limpezez cu trei lucrurile. Da? Minus 180 aici. Că e minus aici, da? Da. Minus 180. Plus 7 ori 4, 28. 7 ori 4... 28. 8. 2 rețină. 7 ori 7 și cu 2? 2, 9. Și egal mai departe cu 189 minus 180 face 9, 9 și cu 98? 107. 107. Așa, 107. E bine, noi nu. 100. Băi, 107 sau nu e așa? 47? Nu. 9 și cu 98 face 107. Da? 9. Că din 189 a scăzut pe 180. Da. Este 8 la el, știi. Da. Noemi, dacă nu știi că e 8, ăsta spune. Mi-am dat seama acum. Cât de cât. Îi cunosc puțin scrisul. Da, da. Gata. Așa. Și 9 plus 90. Eu fac 107 supra. Da? Să te fericit. Dar cum ne-am ăsta spus? Ai, jumătate ar fericit. Da. Pe jumătate ești fericit, da? Da. Bine. Da. Faptul că a fost ascultător, da, merită. A fost ascultător și a prins ideea. Că dacă două le mulțești, sigur se împarte la cele două. Și pe urmă o întreabă dacă se împarte la 8. Dar am o șmecherie acum. Dacă sunteți atenți, ești atenții multe, veți vedea lucruri spectaculos. A, știu, înmulțim numele, cele mai mari numere și... Nu. 8. Spuneți dacă 8 este adevărat, că este 2 ori 2 ori 2.
Nu era. Cum n-ai? Ba da, e adevărat! 2 ori, 2 ori, 2 ori! E adevărat, e plus, plus. 14, spuneți-mi dacă se, este bine că e 2 ori 7. Da, da. Da? Și dacă 36 este adevărat că e 4 ori 9. Da, da. Iar asta am să scriu, mă enervează când scriu 2 ori 2 ori 2 ori. 2 ori 3. 2 la 3. 2 la 3. Așa, adică, ai mai auzit, ăsta de sus indică de câte ori se mulțește. La puterea a treia. Da, da, da. Da, așa indică asta. Ăsta de sus, până de câte ori se mulțește 2 prim. La profund. Da? Dacă scrie, de exemplu, 5 la puterea 5, înseamnă 5 ori 5 ori 5 ori 5 ori 5 ori. Da, 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 e foarte simplu. Câte valoare are? 5 la 5 este 5 ori 5 ori 5 ori 5 de 5 ori. E un număr destul de mare, nu? Așa. Aici poți lasă așa, că nu, nu se repete nimic. Zic aici 2 ori 7, lasă așa. Da, cum e? Iar aici, în loc de 4, poți să pun 2 la 2. E 2 ori 2. A, da, 2 la puterea 2 ori? Nu, 4 ăsta se zice așa. 2 ori 2. A, 4 să fie. A, 2 la puterea 2 da? Plus... Iar ăsta nou poți să scrii 3 la 2. Da. Da. E 3 ori 3. Da. Bine, nu? Da. Și acum, ne uităm la cei comuni. Nu 3 la puterea... sau ce? Dacă când ați spus 3 la puterea a doua la 9, v-ați referit? Da. Da, da, da. Adică păi nu 3 la puterea a treia? Nu, nu-i mică, nu. E 3... Păi, de 9? A, da, da, da. 3 ori 3. Uh-huh. Și 2 da. Ăsta îmi indică de câte ori îl scriu pe 3. Că dacă 3 ori 3, 3 face 9. Nu, fac 27. Am greșit. Da. Bun, acum, ca să găsesc cel mai mic număr, atenție. Este spectaculos, să vă spun. Cu chestiile astea. Da. Acum, ajung la 504. La 504 ajung foarte repede acum. Cum? Ce vedeți? Ia uitați. Mă uit la al de 2, că ia comun. Cel mai mare e 2 la 3, îl scriu. 2 la 3. Deci, dintre cei comuni, îl iau pe cel cu exponentul cel mai mare. A, da? Care are, vedeți că am de și 2 la 3 și 2 la 1. Și 2 la 2, dar nu mă interesează 2 la 3, că e mai puternic. El era. E bosul. Da. Acum, necomuni. 7 nu-i comun. Îl scriu și pe 7. Și îl scriu și pe 3 la 2. Că 3 la 2 nu mai are cu cine să compare. E singur, el e cel mai tare din parcare. Nu așa? 7 nu are cu cine să compare. Deci îi luăm și pe cei comuni. Și dintre cei comuni luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. Se cheamă exponentul ăsta de sus. Da? Deci cel cu exponentul cel mai mare. Iar îi luăm pe toți necomunii. Ori 7, ori 3 la 2. Știți cât vine aici? 8, ori 7. Dar de ce 3 la 2? Pentru că el e singur. Deci dintre cei comuni, comuni, i-am ales. L-am ales cu cel mai mare. Și se iau și cei necomuni. Care nu se mai găsesc. Deci izolați. O singură dată. Deci iau și comuni și divizori se cheamă ăștia. Că divizori am vorbit noi să numesc ăștia. Nu? 2, 7, 4, 9 pentru 3, 6. Se numesc divizori. Deci din divizorii comuni se iau cei cu exponentul cel mai mare. Și se iau în continuare înmulțiți și cei necomuni. Și așa dăm peste numărul ăla deștept. 504. Uite aici, dacă mulțim, s-am și 504. 8 ori 7 ori 9. Wow! A, da! Ce sare! Da? E superbă chestia! Și eu în câteva minute. Da! Da! Deci în loc să cauți așa, ați văzut ce bătălie am dat aici? Și mi-a stors mintea, de nu mai știam ce să faci. Cum să-l găsești pe acela care se împarte exact și la 8, și la 14, și la 36? Au venit cu... Da, dacă sunt mai multe fracții. E terminat-o atunci. Deci, atenție, veniți Ricci cu ideea că mulțim pe cele două între ele mai mari. Da, mai mari. Observați și el niște lucruri. Și în primul întrebăm dacă se împarte la al treilea. Dar nu se împarte, luăm și pe al treilea. Nu, e complicat, e complicat. Dar așa îi deșteaptă ideea formidabilă. N-am să uit niciodată chestia asta. Deci, ca să adun niște fracții care au numitori diferiți, ai
cumplit. Ca să găsești numărul acela încât să se împarte exact la fiecare numitor. Ca să poți amplifica fracția. Că doar asta e tehnica, ideea, ați văzut? Ei bine, ce facem? Luăm pe fiecare în parte și îl scriem descompus până nu se mai poate. Da? 8, 4 e 4 ori 2. 4 e 2 ori 2. Deci 2 latră ai 8. 14, 2 ori 7. Da. 36, 4 ori 9. 4 e 2 la a doua, 9 e 3 la a doua. Și acum trebuie, după ce am scris așa, mă uit. Și mă uit foarte atent. Băi, dintre cei comuni, care e cel cu exponentul cel mai mare? 2, de la 3. Și eu am 3 comuni, mai este, nu, este singur. Să mai spune și altfel decât 2 la 3. Păi, 2 la 3 e 2 ori 2 ori 2, 8. Ce se întâmplă? Adică, nu mai poate fi scris în altă. Dar ce se întâmplă dacă acolo la 36 e egal cu 4 ori 9? Și după aia încă un egal scriam 4 ori 9. Sau era aceeași chestie? Dacă scriam 4 ori 9, ei, nu puteam să compar pe 4 cu 2, cu 2. Deci vreau să fie divizorul acela care se pot compara. Deci ăsta e motivul pentru care m-ai pus o întrebare foarte deci, tare. Deci când scrieți 2 la puterea 1, și 2 la 7. Și de exemplu, 2 la 1, ia pot să scriu, e subînțeles că nu pun. De la 1 ori 7 la 1, subînțeles că nu pun. Da, apropo. A, nu se poate altfel la 7. Adică, da. Dacă la 36 acolo egal cu 4 ori, așa, dacă scriam 9 ori 4 și în partea dreaptă puneam 2 la puterea 2. Tu spui așa, atunci, dacă afectam scrierea în felul următor, să fi scris 3 la a doua, ori 2 la a doua, nu? Da, da, doar că asta doar în cazul în care am fi schimbat acolo prima oară 9 ori 4. Da, dar n-avea importanță, că doar înmulțire comutativă. A, și atunci când căutăm alea, atunci... Vine mult mai ușor să iau pe primul loc, ca să ochiul meu să meargă frumos. Da. De al de doi, de sus până jos. Okay. Asta e motivul. Da, le dați în exercițiu. Da, e prea tare chestia. Ți-a plăcut, Noemi? Da, era tot la... Dacă lăseam 4 ori 9, era tot la fel. Tot așa, 4 ori 9. Dacă îl spuneam 4 ori 9, trebuia comparat 4 ăsta cu 2 la 3. Și mai greu vine să-l compar cu 2 la 3. Deci ia, merg până când îl descompun la ultima lui variantă de scriere. Da? Bun. Dar ce-am prins acum e atât de tare chestia asta, că merită să facem încă. Da? E mai greu. Nu e greu deloc, dar e așa de frumos, interesant, încât astăzi cred că am făcut cea mai tare chestiune. Da, a uitat să închidă. A uitat să se ia cu lecția și se întreabă acum, ori vine ăștia de a șasa și el nu închis ușa. E șase fix. E șase fix, mai au jumătate de oră. Da, da. Așa. Uite, 3 supra 42 minus 5 supra 49 plus 4 supra, să spunem, 10. No. E bine să dau 4 pe 10? Păi vă spărați aici când vedeți 4 pe 10. Păi simplific eu, dar ce mai da cu 4, nu? Așa, dar nu-i tocmai fericit momentul ăsta. 4 pe 9. 4 pe 9 e egal cu. Ok. Da, vine ca în șters acum, zic eu. Da. Bă, zici tu că ai niște puncte de sprijin acolo. Da. Dacă uitam. Așa. Pe 42 să-l luăm. Cum am putea să scriem? Putem 42. Îl putem lua ca pe 3, pe 4, 8. A, nu, 42. Da. Câte ori cât fac 42? 6 ori 7. 6 ori 7. 3, da. 3, nu. 2 ori 3 ori 7. Așa.
2, ori 3, ori 7. Și am terminat 42. 49. 49 e la 77. Da. 77 adică 7 la a doua. Scrie-mi. Deodată. Am prisepus chestia. 7 ori 7, dacă tu vrei să scrii, poți să spui egal 7 ori 7, 7 la a doua. 9. 9, 3 la a doua. 3 la a doua. Gata, s-a terminat. Păi nu scriem la 2 ori 3 ori 7. Dar putem? Păi nu avem, dacă nu are, noi de 2 nu se repete de mai multe ori, 3 nu se repete. Atât a rămas, 2 la 1, 3 la 1, 7 la 1. Da? Deci n-am ce face. Și acum cel mai mic număr, cel mai mic. 2 ori 3 ori 7? Multiplu comun. Așa să zicem, cel mai mic multiplu comun egal cu cel mai mic multiplu, adică acela care se împarte exact, da. Comun la tuturor, este? 4. Cât? 4. Hai să ne uităm la 2. Mai vedem 2 pe undeva? Nu. Nu, scriem 2. Între al de 3, dacă mai vedem 3 pe undeva. Da. De 2 ori vedem. A. Căutăm pe cel cu exponentul cel mai mare. Pe cine? 3 la 2. 3 la 2. Da? Deci 2-ul nu l-am găsit, l-am scris. 3-ul l-am găsit de 2 ori, dar am 3 la 1 și 3 la 2 și le-am pe 3 la 2. Și 7 și 7 la 2. Noi pe care îl luăm? 7 la 2. 7 la 2. 7 la 2. Deci 2 ori 3 la 2 ori 7 la 2. Și vedem cum faci. Vedem cât faci. Pot face la tablă? Hai, poftim. Pot? Da. Scriu 2, 8 și... Deci, 3 la 2 e 9, nu? Da. Ori 2, 18, ca să crestim. 18. Ori? 8, scriu direct. Da, 4 și 9. 4? Cum? 7 ori 7. Ah, da. 7 ori 2. Da. 4. 49. Acum mulțim 18 cu 49. 40? Da. 9 cu 72, deci scriu 7 rețină, 9 cu 7, 16. 4 ori 33, deci scriu 3 rețin, 7. 2 8 și 8 882. Da? Deci numitorul comun va fi 882. Ce nu am numai. Asta e rezultatul. Acum, ca să vezi cu câte am plătit la fiecare, împărți pe 882 la 42, să știi că se poate. 882 la 42? Da, 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 da. Ia-mi parte. 882. Eu spun cât îți dă dinainte. Da? Îți va da... De unde ești? 21. Unde e? 37. 37. Dar nu știu de acum. 37. 37. 37. Hai, 42, 2 ori 3 ori 7. 2 ori 3 ori 7 și urmă sunt 3 și 1 7. Da. Da, că aici e 3 la a doua, în numărul total. Că numărul ăsta total, când am zis cât face? 800? 882, da? 882 e ăsta. Când îl împart la 42, adică la 2 ori 3 ori 7, adică pun mâna pe 2, o dispără 2, pun mâna pe un 3, și pe un 7, și-a rămas un 3 și un 7. Da. 3 ori 7, 21. Vezi dacă faci așa. A, fac? Fă, 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 păi și 882 împărțit la 49? Cât face? Uite, măi, pui mâna pe 49, 49 câte? 7 la 2, 7 la 2. Nu mă nu cum a făcut? Cui? 7 la 2, Andrei? Vă spuneți cu, iată, n-ai fost atent. Da, eu am înțeles, cum ați așa. Da. Acum am parte pe 800, adică am plecat mai și cu cât? Cu 21. Cu 21, așa. 21. Și acum, tot 882, îl împărțim și la 49. 882.
împărțit la 49, cât ai zis cât faceți? La împărțirea asta. La 42. La 40. La 49, da? Face 18. Acum nu mai știu de ce. Păi, 882 a fost așa, 2 ori 9 ori 49, nu? Da. Și acum la cât împărțim noi, la? La 49. Ăsta e 49. Da. Am pus mâna pe el. Și cât a rămas? 2 ori 9. 80. Păi să împărți la să te convinci dacă am făcut eu bine. Am convins. Nu? Adică, nu deodată. Hai. Am mai deodată, da. 49. 9. 1 cu 8. 2. 8. A, da, 8. 8 ori 9, 7. 39. Așa. N-am făcut. Am văzut că ne-ai făcut. Așa. Deci 18, da? Da. Amplificăm cu 18 acolo. Și știu când te rog, când Da, deci... Pentru 9, cu când am făcut? 482 împărțit la 9, cred că știm. Împărțit la 9. 9 cine? A, 9 este 2. 98. 9 e 3 la 2. Îți dă 9 și vine 49 ori 2. Îți dă 9 ori 2. Nu că 7 la 2 face 49 ori 2. Da, 49 ori 2. 49 ori 2. Îți dă 92. 98, da? 98. Da. 98. Deci am plificat cu 98. Da. E tare chestia, nu? La, ca să nu mai poți să mai faci împărțire, să mai faci toată treaba aceea. Așa, acum, 21 ori 3 face 63 minus 5, cât e aici? 18, 5. 18, da. Cum face? Da. A, păi, 8, 5. Așa selecții trebuie văzute de început cu copiii de la 4-a până la 12. Până la 12? Da, că sunt copii care sunt ajung la liceu și nu știu să adune frate. Și în ce clasă învață? Ăsta se învață între a 5-a. Da? Da. Dar voi ați coborât acum 8, 8, 5. La 4-a, e o chestie formidabilă. Da. 8, 8, 5, 40, 40. De la sfârșitul anului a 4-a. E greu? În clasa 5-a, e greu? Dați o testare, nu? Da, un test. Un test acela. E greu? Nu. De obicei, cu ce e cu mulțiri? Cum? O să ne ocupăm de acela. Da, cu ce e cu mulțiri? Sau... acel test trebuie să fie cu... Eu, dacă aș face testul acesta, aș încerca să văd dacă elevii și-au pus la punct un stil de gândire, de rezolvare unui problem de aritmetică. Da? Da. Eu am scos un volum, nu vi l-am arătat, nu? Este un volum de aritmetică. Da. Care conține 10 DVD-uri și pe fiecare DVD-ul se află câte o oră și jumătate de film în care am rezolvat ce înseamnă tehnologia asta de gândire a unei probleme de aritmetică. Adică când voi vă aflați în fața unei probleme, să vedem cum anume veți încerca. Probleme de aritmetică, probleme de acestea în care, mă rog, sunt metodele și ele, mersul înapoi, falsa ipoteză, sunt niște metode, dar eu nu merg pe felul ăsta de gândire șablonizată. Adică tu trebuie să știi modelul acela să vezi dacă îl încadrezi, nu? Ci am altceva. Acolo în filmele acelea, le spunem acum și vizitatorilor noștri, că au șansa să intre în poziția aceea dacă sună la un număr de telefon acolo. Este un număr de telefon și aceea, mai ales voi, băcăoane, să vă răspunde cineva și vă poate oferi videomanual acela. 8 ori 4, 32, 2 scriu, 3 lățim, 4 ori 9, 36 cu 3, 39. Am văzut destul de anul trecut, și de an, au 2014. Așa. Și
Era simplu, cu mulțimi, cu adună. Până m-am uitat eu, era foarte simplu. Da. Doar că nu știu dacă în continuare era mai greu. Am văzut că aveam multe pagini, vreau să da, nu cu dumneavoastră, cu... Agata, un băiat. Nu, un profesor care îl plăcea da. Și spunea, uite, e foarte simplu. Nu, nu, da. Așa, să sper eu. Da, o să mă uit așa cam care sunt lucrurile, o să vedem care sunt lucrurile importante și o să discutăm și problemele astea. Dar noi acum, dacă ne pregătim în felul ăsta, și mai ales probleme care le-am făcut, acele interesante, ne-au format un stil de gândire, înțelegi tu? Aici vreau să înțelegi tu toată povestea. Așa. Deci 3 cu 2, 5. 3 cu 2, 5. 6 minus. A, da. 6 minus. 6 și cu 9 întâi. Și pe urmă scăzut 9, că din 60 a, din 90 da. Nu poți. Deci lasă, am pus mecherile astea la acum. 9 cu 9, 18. 18 minus 6. Minus 9. 18. Nu, mai ai zis așa. 3, 6 și cu 9. Cât face 6 și cu 9? 15. 15 minus 9, 6. Da. Adică aș mai fi 90 căzut 90 fac 0. Și rămâne 6 ăsta. Da. Da? Deci rămâne 6 la acela, la 10. Și... iar la 100? 3. 365. Întrebarea este dacă așa asta este reductibilă sau... Asta vreau să spun. Ia să vedem. Dacă este reductibilă sau ireductibilă. Păi este... Prin 2 încearcă. Prin 2? Nu, nu este ireductibilă. Nu, 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 deocamdată doar prin 2 încercând nu merge. Da, nu merge. Prin 3? Prin 3? Nu. Nu merge sus, nu? 3 cu 6, da. 9 și cu 5, 14. Da. Nu se împarte. Eu mă iau după, adică 5 este impar și 2 este par. Trebuie ambele par. La atenție, la 3... La 2 merge așa. La 2. Dar la 3 și la 9 suma cifrelor. Nu așa am pus da, acum. Da, da, da. La 5 te uiți așa. 5 sau 0. Da. Da, deci ușor la ultima cifră, la 5, la 2, nu? Iar la 3 și 9 trebuie să adun cifrele care formează. E ireductibilă. Este ireductibilă pentru moment, pentru nivelul vostru. Este bine să... Așa spunem acum, dar o să... Ne putem întreba dacă nu cumva se împarte la 7, la 11, la 13. Și atunci trebuie să împărțim la 7, la 11, la 13. Și dacă nu se împarte amândouă, atunci zicem că este ireductibilă. Cât este ceasul acum? A, Pofu, fiți da. Atenți! Ireductibilă. Jumate. În... E... A. De 6 și un sfert. În modul nostru. În modul nostru de a înțelege. Da. Modul... nostru... Clasa 4, în paranteză clasa 4. Paranteză pătrată. De a înțelege. Riche, cu ce pleci tu acasă acum din discuția noastră și noi, Eme? Cu ce lucruri deosebite? Am învățat care este la... Bine, că și deja știam puterile... Deci, așa da. Știe ceva? Da, dar și lucru spectaculos. Cum se adună sau se scad niște fracții? Da. Da? Și cum se aduc la același cu unitor? Cu două nu mai e simplu. Deci cu două fracții mai te descurci. Da. Dar când sunt mai multe fracții și aflarea numărul acela în care se împarte exact, e o problemă complicată. Sau e mai ușor când este la sfârșit undeva zero. Și acolo da. Te duci cât de cât. Da. Da. A fost deosebit de interesant, mai instructiv chestia asta și cred că voi vă simțiți foarte bine. Haideți să facem și o problemuță. Da? O fracție? Da. Cât e? A, și toți pe de-abia mai au cărți. Acum. Cum te face lucrurile sale? E obosit, da? Da. Da, te-ai supra-solicitat la momentul acela. Adică, așa. De exemplu, 2 supra 4 și să facem desen. Da, vrei o pauză, pur și simplu. De, la clasa a 4-a, e greu să rezist 2 ore de matematică. De regulă, de ce să face
doar o singură oră de 50 de minute, nu o să ia pauză 10 minute. Da. Pentru și că la noi, 5? Nu? Parcă da, 5. Da, la noi 5 minute. Dar de ce? Dar 50 de minute ține ora sau 45 minute? 50 de minute. 50 de minute și 5 pauze? Da. 55, Ricky. Dacă avem 5 minute pauză. Că avem 5 sau 10 minute. Da, uneori terminăm doar în pauza mare, avem 10 minute. Așa. Da. Înainte când eram la școala adică pedagogic de lângă spital, aveam foarte multă pauză. Da, deci aveam timp cât noi... 40 de minute chiar, aveam foarte mult timp și alergam acolo pe acolo, deja atunci când ne întorceam în clasă eram transpirat. Adică nu 10 minute, foarte mult chiar. Atunci când vedeți băiatul de la clasa a 6-a, nu, unde mă cheamă, așa, să-mi faceți cu ochiul, dar mai apăsat. Așa, ca să te înțelez. Exact, ca să nu cumva să mă uit în spate și să încep să-mi vezi. Și să-și dă seama. A, va crede că am uitat de el. Așa. Și crede că am uitat. Și punctul e. Uite, Liriceant, îi dă tata, fără să știi tu, Noemi, o sumă de bani. Wow! Da? Wow. Și visează. Și îi place problema, nu? Da. O sumă de bani. Știu deja. Deci n-a părut că tata să-i dea lui, că-ți dă ție întâi, nu? Da, bun, frumos. Și el pleacă în oraș și cumpără o, să spunem, ciocolată. O bicicletă. Nu, niște role. Da. Role, bine role. Pe care dă 120 3 pătrimi dă, nu, dă o pătrime din asta e pentru Ricky, nu? Problema e pentru Ricky, nu? Că el pleacă. Să cumpere. Deci tu stai și asisti, nu? Da. O pătrime din sumă. Pe role. Da? Role. Da. 3 optimi din rest. Deci 3 optimi din rest. Pe ce mai vreau eu? Ciocolată. Pereche de Adidas. Pe Adidas. E simplu, numai că era mai ușor ca să ne dați și suma. Păi. Și trei obțin din rest pe Adidas. Și să spunem 5 16 din rest. Din restul pe care îl mai ai în buzunar, adică din cel ce mai rămas. Că ai cheltuit o pătrime pe role, 3 optim pe Adidas, 5, 16, dar tot din buzunarul că ți-a mai rămas. Asta înseamnă că trebuie să fac 3 pe 8 plus 5 pe 16. Nu, să le facem egale. Păi din rest. Să le facem egale. Deci trebuie să vezi restul. Deci e foarte tare problemă. 5 din rest pe o camașă. Trebuie să le facem egale la sfârșit? Nu. Se întoarce acasă. Se întoarce. O luăm de la cap la coadă, de la cap. Da. Început. Da, se întoarce acasă cu oplei. Păi o luăm de la... Ce sumă a avut Ricky? La început. Da. Care este suma? 15-16 din 8. Nu, e 15-16 plus 8, de domnul rezultat, acel rezultat plus 3 pe 8, acel rezultat sumă pe 4. Ai, mă dor capul. Deci, o luăm de la coadă la început. Uite, Ricky a avut așa. Asta e suma pe care a avut-o el. Da. 5 pe 16 din 8. Stați, știu, pot să fac eu? Așa. Ok. Că tu... Și o pătrime, o cheltuie el. Una, două,
și 4. Și eu pe trimake dat-o pe role. Ok, asta e pe role. Okay. Da, role. 3 obtim din rest pe adidas. Ăsta este restul, îl împărțim în 8. În 8? În 8, asta ar însemna valoare capul. De ce? Asta ar însemna... 3 obtim din 8. 3 obtim din rest, adică din 3 pătrim 3 obtim. Ah, ce tare! Cum se face? A, din tot? Din restul acela? Ia 3 pe 8. 3 păi, 8. Ricky, scrie acolo 1 pe 4 la segmentul care l-a luat de, pe role. 1 pe 4, da, pe role, da. Așa. Știi ce fac mai bine? Încercuiești toată partea care a rămas și o bucată. Ok. Pe bucata aia, 3 pe 8. Păi da, fac. Păi e în restul. Trebuie să-l împartă în 8. A, știu cum fac. Trebuie să împartă pe restul ăsta în 8. Și să ia 3 bucăți de acelea. Profu, știi cum să ștergase și să împartă în 8? Da, dar trebuie să faci și legătura cu ce-a fost înainte. Problemă complicată. Da. Cum se face? Îl facem una mai simplă și data viitoare o lăsăm pe ea. Doare capul. Doare capul. Să măsur. Până aici, până aici, doar. Hai să facem așa. Altă problemă. Nu știam. Nu. Spicăt. 5 șesimi. Hai să zic. Hai să modificăm. Să o modificăm un pic. 5 șesimi. Uite, te ajut. Nu 3 optim, 5 șesimi. E la fel. Uite. Asta e. E ușor să împartă okay. În 6. Da. Așa. Asta e 5 șesimi din rest. Ok, și 15, 16 din rest. Da, vezi că e mai cam un 8 lei. Adică ia o jumate și... Nu. Lasă-o acolo, lasă-o acolo. Cum era înainte și iei o jumate, iar o jumate e 8 lei. Acum ai 5 16 din rest? Din fă 16 bucăți. Deci pe aia trebuie să împartă 16. Cred că e simplu. 5, 6, 7, 8. Nu, nu mi-e să... Tot o puțin mai mare, totuși. Așa, dar să o modific eu ca să meargă și mai frumos. Dați-mi un mai mic acolo. Nu, asta vreau să fac. 5 pe 12. 12 astăzi. Deci pe 12. Pe 12, ok. Da. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, da? Așa. 12. Și mai fac o bucată mare. Așa. Și din asta trebuie să iei 5. Aaa, și celelalte care e... 2, 3, 4, 5. Stai puțin, e că știu de aici. Aaa, dar de și eu știu asta. 1, 2, 3, 4, 5. Și rămâne... 8 lei, deci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din astea semnifică 8 lei, deci. Acele bucăți, 8 lei. Hai astea... să zicem, hai să 6 lei ca să meargă treaba bună, să meargă așa. 7 lei. 7, 7 și cu 5, 12. Da? Deci mai rămân 7 lei. Adică cele 7 segmente care ți-au rămas, înseamnă un leu fiecare. Da, și trebuie celelalte ca să... Profu! Da, deci, cât am zis că luăm? Un segment 5 este 7 lei. Adică... Un segment este un leu. Este un leu. Și atunci sunt 7 lei acolo, iar din... Asta înseamnă 12 lei. Da, asta înseamnă... Asta e 12, asta e 12, asta e 12, asta e 12. Da, dar aici... Nu, aici mai mare. Aici e 12 cu 12. Da, acolo e 1. Și ne dă... A, da. 24. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
cred. Da. 2, 4, păi aici 6, sunt 7, nu? 8, nu mai sunt 12 8 aici. 12. Aici, profu, aici da. Sunt 7, nu mai sunt 12. Da, păi 7 cât o rămas, dar în felul ăsta am aflat cât măsoară un singur segment. Da. Și atunci, dacă un segment e un leu, 12... Azi trebuie să aflăm totalul ca exact, să... Exact, suma totală. 12 ori 8. 12 ori 8, nu? Da. Sunt? Păi face 12 ori 8? Nu, tu trebuie da. Că e problema lui. 2 ori 8, 16 și așa, să scriu 1 rețin. Păi ce faci asta? Poate să fac 1 ori 8, 9. Și vedem cât a dat pe role, cât a dat pe role. Da, acum fac 96 de lei, da? Deci tu ai plecat cu 96 de lei, să vedem cât a dat pe role. Ok, 1 pe 4, din, bine, una tu, una eu. Da. Da. 1 pe 4, din 96. Asta este egal. 96 împărțit 4. Da. Ori, bine, mă urmă, nu mai gândiți. 4 în 9 merge o dată. Ne rămâne 1, 16 în 4 de 4 ori. 14. Oriu, 14. Face 14. Vicky, tu ești. Da. Hai. Nu te deschide. Trebuia să tocmim de făcut exerciții da. Și da. După. Ok, tu, după ce trăiești. I-am dat o idee bună. Da. Mai dăm o dată. Gata. Stai. Seara. Bună seara. Este să am via. Adevărat am via. Bine ați venit. Cred că băiatul ăsta e îndrăgostit de Miruna, că eu altfel da. Nu pot să zice. Da, da, așa este. 96. Nu. Ba da, nu. Din rest. Păi din rest. 96 nu știu. A, da. 96. Scade 14, da. Egal cu 82. Da. Acum 5 șesimi din 82 dă pe Aridaș. Deci 82 împărțit la 6 și mulțit cu 5. 82 împărțit și 6 merge o dată 22. Nu merge exact. Da. Deci noi am încercat să gândim corect acolo, dar ceva nu e în regulă. Ar trebui să împarte exact fiecare etapă. Din păcate, nu. Cum ați gândit în culise? În culise vezi că am mai făcut și modificări. Adică da. Am încercat să mai adaug. Am urmărit așa fel încât să se împarte exact. Hai să vedem. Am zis o pătrime. Eu rămas 3 pătrimi. Cele trei pătrimi, ca să vedem, 5 șesimi s-au împărțit în două fiecare, nu? Și atunci mi-a rămas o șesime și o șesime am împărțit-o în 12 și am zis 5 luăm noi și a rămas 7 șesimi și atunci spunem că 7 lei au rămas, 7 de mine și de mine. Nu cumva să nu vină Adi și să nu îmi găsească cu ușa deschisă. Da. Refacem. Căutați voi, hai să vă spun așa, căutați voi în acele numere încât împărțirea să fac exact. Că am ajuns aici într-un moment când nu s-a făcut împărțirea exact și lucrul ăsta nu ne place. Adică, practic am mulțit... Puteți schimba toată problema? Cu 12 am mulțit aici. Să vedem dacă sunt cele 8. 8 așa e bine. Și 8 ori 2, 16, 8 ori 96. O pătrime de 96. Voi ați spus împărțit la 4. Cât vine? 4. Cum? 4, 9. De câte ori merge? Mă, ce mi-ați făcut? Băi, Ricky. Nu, tu ești. Tu ești de bine. 4 împărțit la 9. Te vezi, mă. 2, 4, 6, 24. Așa că îți cadem aici 24.
24. Da? 24 și scăzând, iată cât vine așa, 72. Așa. Da? 72. Și 72 o pătrim din 5 rătim din 72. Înseamnă 72 împărțit la 6. Da, acum merge. Acum merge, vezi? E vina problemei. Vezi? E vina problemei când am iată. Ok, acum da. 24 cu 60. Da. Și acum 5, 12. Ce din rest? Da. 24 cu 60. Ce faci acum? 72 minus 60. Ori așa, da. Ori din 72 da. După ce au dat scăzi 60 și atunci vine cât? 72 minus 60? 12. Da. Din 12? Da. 12 împărțit la 12. Da? Și face 5, cred, da? 5. Da. Acasă, pentru mâine, mâine la 4 jumate ne vedem din nou, faceți următoarele operații. Alo? Da, sunt la treabă în continuare. Da, da, nu. Mă sunt în la 8 și ceva, 8 jumate. La revedere. Uite, acasă lucrați următoarele. Refaceți înmulțirea aceea. Alor două paranteze să descoperiți greșeala. Vreau. Da. Da? Și spuneți așa. 3 pe 54 minus 1 supra 34 plus 2 supra 30, 2 supra 5 egal. Asta și în calca. 13 supra 42 plus 9 supra 25 minus 3 supra 20 egal. Asta două. Și cu paranteza aceea, oprim, te rog.